Cam așa arată o îmbinare bine făcută la colțuri, la casă, la polistiren. Țineți minte cum se face, păstrați acest video. Bineînțeles că în afară de manoperă și punerea în operă, este foarte important și materialul, calitatea produsului. Uitați ce înseamnă un MS-100, că nici nu poți să bagi mâna în el. Uitați-vă cât de tare presezi și nici nu intră degetul. Asta este diferența între un polistiren bun și un polistiren slab, calitativ, care se vinde de obicei prin depozite și hipermarketuri. Și nu spun cu răutate, spun cu tot adevărul, pentru că sunt produse destul de slabe calitativ care se găsesc pe stoc și tocmai din acest motiv este bine să comandăm produse premium ca să facem o casă eficientă energetic. Uitați, asta e polistirenul de 5, da? E PS100. Clientul a cumpărat de la 5, 10, 15, 20. Da? Bine, dragilor, faceți lucrări sănătoase. Așa arată polistirenul de 20. Placa de 20.